În data de 3 mai, un accident rutier grav a avut loc pe strada Islazului din satul Barza, comuna Budești, județul Vâlcea. În urma evenimentului rutier a rezultat vătămarea corporală a 4 persoane. Din primele date, se pare că șoferul ar fi pierdut controlul volanului din cauza neatenției la drum. Ulterior, autoturismul pe care îl conducea a intrat în capul unui pod. Șoferul, în vârstă de 29 de ani, din județul Dâmbovița, a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. Nu au fost însă probleme de trafic din cauza acestui accident. Am avut ieri, 3 mai, am avut un eveniment rutier în comuna Budești. La fața locului s-au deplasat polițiștii biroului rutier Micu Vâlcea, unde au constatat că conducătorul unui autoturism, un bărbat de 28 de ani din Dâmbovița, din motive ce urmează a fi stabilite, a pierdut controlul direcției de mers, a părăsit partea carosabilă, lovind frontal un cap de pod. Din nefericire, în urma evenimentului rutier a rezultat vătămarea corporală a 4 persoane, 3 din București și o persoană din Ilfov. Polițiștii au întocmit un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ, iar permisul de conducere acesta era valabil. Un alt accident grav s-a petrecut sâmbătă seara, înaintea slujbei de înviere pe raza localității Călimănești, direcția Râmnicu-Vâlcea-Sibiu. În fapt, conducătorul unui autoturism a fost surprins de un pieton dinspre dreapta, spre stânga direcției sale de deplasare, lovindu-l și ulterior proiectându-l pe partea carosabilă. Din păcate, în urma acestui eveniment a rezultat decesul victimei.